Mai puțin de 40% dintre liceenii hunedoreni care au participat la simularea examenului de bacalaureat au trecut acest test. Participarea redusă a elevilor la simularea bacalaureatului, în procent de doar 70%, se datorează și faptului că de la simulări au lipsit liceenii care urmează cursurile serale sau pe cele cu frecvență redusă. În ceea ce privește examenul de bacalaureat, în 32 de unități de învățământ, un număr de 2156 de elevi prezenți au obținut o rată generală de promovabilitate de 39,33%. Rata de participare a fost de doar 69,19%, în mare parte datorată lipsei prezenței elevilor de la învățământul serar și cu frecvență redusă. Cu această ocazie invităm acești elevi să participe la examenul propriu-zis ca o finalizare normală a traseului lor educațional pentru a participa la acest examen al maturității. Au fost și unități de învățământ în care rezultatele au fost bune, nefiind nicio surpriză la vârful ierarhiei, dar există și trei licee din Hunedoara, Petroșani și Lupeni, în care rata de promovabilitate la simularea bacalaureatului este zero. La această simulare, primele licee care au obținut cele mai mari rate de promovabilitate sunt Seminarul Teologic Ortodox Sfânta Ecaterina Prislop, Colegiul Național Pedagogic Regina Maria și Colegiul Național de Ceva din Deva. La polul opus se află trei licee la care promovabilitatea a fost de zero, respectiv Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida din Petroșani, Liceul Tehnologic Matei Corvin din Hunedoara și Liceul Tehnologic din Lupeni. La simularea examenelor de evaluare națională au participat 91% dintre elevii de clasa 8-a, iar promovabilitatea este de peste 63%. În ceea ce privește examenul de evaluare națională, în 85 de unități de învățământ din județ, elevii claselor a 8-a au susținut aceste probe, obținând o rată de promovabilitate, respectiv medii peste 5, în procent de 63,49%. Aici rata de participare a fost mult mai bună, peste 91%, și sperăm că acest examen, care are ca miză participarea și intrarea lor la învățământul liceal, respectiv învățământul profesional, să fie cu succes în acest an școlar. Examenele reale, atât cele de la bacalaureat, cât și cele de la evaluarea națională, se vor desfășura în cursul lunii iunie a acestui an.